Bună, dragilor! Eu am plecat să iau pe Marte la grădiniță și sunt în întârziere. Astăzi a avut teatru și abia aștept să-i văd reacția. Este vremea superbă, este cald și bine. Așa că mergem să-l luăm pe Marte la grădiniță. De dimineață a fost destul de supărat. Mai supărat decât ieri. Ieri parcă n-a plâns așa de mult, a fost mai liniștit, dar astăzi mi-a plâns foarte tare. Așa că mergem să-l luăm. Iar apoi trebuie să plecăm până la tata. Mergem să o luăm și pe Sally de la școală după ce le iau pe Marc. Mergem până la tata să ducem ceva. După care ne întoarcem și trebuie să gătesc. Dar nu știu ce. Mă gândeam ceva la ceva cu broccoli, la niște paste, niște spaghete, nu știu. Și astăzi trebuie să facem și tiramisu. Ieri nu am mai reușit, așa că îl vom face astăzi, mai ales că vine și tati acasă. Și se nimerește perfect. Deci ador vremea asta. Adie și vântul, nu e un vânt rece, super, super fain afară. Și am văzut că mai ține vremea bună, undeva până pe la mijlocul octombrie. Să cred cât de repede a trecut săptămâna asta. Astăzi este joi, mâine vineri, deja s-a încheiat săptămâna. Deci foarte, foarte repede a trecut. Parcă acum era duminică și ne pregăteam pentru o nouă săptămână, iar acum ne pregătim să încheiem săptămâna. Cu cine ai văzut teatru? Cu Binocchio. Binocchio? Cu Pinocchio? Da. Și-a fost drăguț? Da. Da? Haide că... Ne-a dus în gecuța. Mami? Da? Ne-a dus la teatru, abia că ne-a dus tu. Deci când te-am lăsat eu la grădi, te-a și dus. V-a și dus, așa repede. Da, păi, m-ai dus tu, da. M-a jucat un pic. Da. Nu, m-ai dus. Da. Pentru că puse și pe aia am mers la teatru. A, dar ce cu pantalonii este? Deci că e șole aia. De părinții tăi nu, dar la grădiți e rușine că te văd colegii, așa-i? Da. Și n-ai făcut pipi? Și mie, care-i drumul? Că eu nu știu. Nu mai știi care e? Pe aici trebuie să fie să ieșim. Nu, mai în față. Mai. Aici trebuie să fie la stânga. Aici. De fapt, stai că nu e bine. Nu, stai că n-am luat-o bine. Pe unde trebuie să ieșim, Marcuț? Că eu nu mai știu. Mi-a zis că să ieșim pe aici, dar nu știu pe care ușă. Da, asta. Nu mai știam, că de obicei ușa asta era deschisă și chiar nu mai știam. M-a rugat să ies pe aici, că pe partea cealaltă este închis. Cu cheia. Da, cam mult? Da, ne-a luat... Păi cum să fie mult, Mar? De dimineață ne-a colorat și știți că acum a colorat copii și a avut noroc când a auzit să colorezi. Da, de ce ai avut noroc? Îți venea să plângi. Păi cum poți să spui tu că e mult la grădi de la ora 9 până la 12 fără un sfert? E mult? Nu e mult, e chiar puțin. Tu ești un norocos, Marc. Ia spune tu nou. Să luăm noi de la Bicu. Ce ți-a adus ție Bicu de la țară? Doi dovleci? Da, poate îi lasă pe hol. Nu îi lasă pe hol, i-a băgat în casă la el. Păi și te așteaptă să... Nu îi murdărește, te așteaptă ca să-ți iei dovlecei. Știi că la țară e murdar pe jos? Păi, nu doar la țară, cam peste tot afară e murdar pe jos. Știi că ne-a Skittles. Ce, să-ți dea Skittles? Păi ia spune-i. Bicu! Nu. Spune-i, Bicu, vin la tine să-mi iei Skittles. Mai că el te vede și altădată știe, ai văzut că de obicei te așteaptă cu Skittles. Hai, aici că vine mașina. Acum... Ce a făcut Pinocchio la teatru? Ce a făcut Marc Pinocchio la teatru? Ia spune-mi și mie. Hai că știi. Ce a făcut? I-a crescut nasul la Pinocchio? Dar de ce i-a crescut nasul? Că a fost mincinos? Bună. A? Că a fost mincinos? Da? Și râdeau copii. Râdeau copii, așa-i? Dragilor, noi ne apucăm să facem tiramisu. De data aceasta vom face tiramisu și îl vom pune în aceste cupe. Și cred că voi mai avea nevoie de încă două cupe, doar că nu am decât 6, așa că voi mai pune
în aceste castronele. Marc, de ce te ascunzi, iubire? Aici am primit de la soacra niște plăcintă cu brânză dulce, iar aici avem niște plăcintă cu dovleac. Mie nu-mi place plăcinta cu dovleac, dar vreau să vă spun că asta este absolut delicioasă. Deci nu m-am gândit niciodată că atât de bună poate să fie. Am mai încercat alte tipuri de plăcintă cu dovleac și nu mi-au plăcut. Am încercat și dovleac la cuptor, la fel nu mi-a plăcut. Aici avem acest praf pentru tiramisu, mascarpone, trebuie să mai scot laptele din frigider, pișcoturi. Aici am pus niște apă la fiert să fac cafea și voi face așa, fără cofeină, cafea din orz, ca să poată mânca și copila și să nu-i agite cafeaua sau nesul normal. Noi avem nevoie și de astea. Marc ăstea le-a luat și le-a pus aici cu gândul că să le păstrăm să mai aibă, dar el nu înțelege că noi avem nevoie de mai multe și vom cumpăra. Dar nu mi-ajung doar alea! Dar astea nu mi-ajung doar astea! Doar astea nu ajung, Marc! Te rog! Dar cum vrei să fac tiramisu cu doar cu atât? Mergem și cumpărăm de la Penny. Plecăm după tata imediat și ne oprim la Penny să cumpărăm pișcoturi. Vrei? Promit! Eu sunt mincinoasă. Eu sunt mincinoasă, te întreb. Bine. No, bine. Eu când zic un lucru ăla e, da? Hai, dă-mi coace. Aruncă-l, bravo. Da, bagă cu mâna acolo. Da? Mamă, dar ce bine miroase. A cafea. Da, cred că mai trebuie să scoatem încă o cutie. Așa mult îmi place lingura asta lungă. Știți că v-am mai zis că eu caut de mult timp o lingură de genul. Și găseam doar online, fizic nu. Da. Da. Uite, Marc mă ajută, îmi scoate laptele. O să lăsăm imediat această cafea să se... Imediat, stai să luăm cana aceea cu care măsurăm. Lăsăm cafeaua asta să se răcească. Așa. Oprim focul. Marc, ca de obicei, este ajutorul meu în bucătărie. Așa, facem împreună aici. Am pus o pungă să nu sară cremă peste tot. Apoi ne apucăm să punem în paharele. Ce faci? Te-ai apucat de... Uite, ți-am spus să ai grijă să nu cadă. Te-ai apucat de înfulecat? Da. Da? Stai că ăsta frige acum tare. Am zis că îl las să se mai răcească, dar nu mai am parcă răbdare. Uite că acum nu se rupe. Așa. Îl lăsăm așa să se înmoaie bine. Și asta îl punem așa. Da, Mini, și tu vrei? Și tu vrei așa? Vrei și tu pișcot? Te uiți după mâna mea? Punem așa. Ce bine era atunci când aveam unghii. Nu simțeam atunci când băgam mâna în ceva fierbinte. Ah, ce arde. Ce ți o viau? Îmi promis tati mie de la Penny. Da, că eu am promis, da? Deci nu te mint. Mulțumesc. Cu plăcere. Uite că pleacă ăsta la vale. O ia la vale. Marc a început să-i placă foarte mult pișcoturile. Și le mănâncă goale. Și tiramisu, da, a început să-ți placă. Ce vrei, Mini? Pofticioaso. Așteaptă că o să-ți dau și ție. Ei plac dulciurile, da. E mâncarea. Mini o gurmandă. Da.
Și ție îți place, nu, mâncarea? Sau mai mult dulciurile? Dulciurile, nu? Păi da. Mâncă aici, că aici e mamă. Nu, nu, lasă că ăsta-l aruncăm la gunoi. Mâncă da? Și hai să ne apucăm să punem crema. Nu, nu, că acum nu mai am nevoie. Acum mă ocup de cremă, da? Mai rămas puțin. Ce a mai rămas? Mai rămas pentru mine. Păi nu a mai rămas, că astea alte vin deasupra. Astea? Da. Plecăm imediat. Imediat mergem, îl luăm și pe tati. Și cu această ocazie intrăm la Penny să-ți cumpăr pișcoturi, da? Da. Dacă am promis, am promis. Uite că am dat aici. Bă, dar cade lingura. Cade lingura? Uite cum cade alunecă. Alunecă, da. Am făcut câte două păhărele pentru fiecare. Eu am două, tu două. Da. Tati două, Sally două. Exact. E bine? Da. Am făcut cam multă cafea. Dar mai bine să fie mai multă, că au fost dăți în care nu mi-ajungea și trebuia să fac din nou. Eu am vrea să mănânc cu una când te pregătești tu și mănânc cu una când te pregătești tu și... În timp ce te plătești tu să mânc tiramisu, că am două. Păi da, dar acum... Dar te strică? Nu se strică. Cum vrei să-l mănânci acum? Trebuie să-l lăsăm la frigider. Păi după ce te coaptă, să-l curte chiar. Trebuie să stea la frigider, nu-l băgăm la cuptor. Te-ai murdărit tot la guriță. După ce mă băgă la frigider și e gata, mâncați una, mâine de dimineață... A, vrei să mănânci înainte să pleci la grădi? Da. Așa de dimineață tiramisu? Da. Da? Îți plan că rămâne la pic, că să mergem la grădi mâine. Da, mâine este ultima? Zi și scap de grădi. De frumos la grădi, Marc, nu-ți place la grădi? De ce? E foarte frumos. Nu? E, încet, încet. O să-ți placă ție acolo. Imediat este gata și tiramisu. Băgăm la frigider. Și plecăm afară cu rolele. De fapt, trebuie să ajungem la Penny să cumpărăm pișcoturi. Nu mai mergem după tati. S-a rezolvat. Vine el singur. Așa că... Cu Florin și cu Răzvan? Da. Așa vine cu nea Florin și cu Răzvan. Da.
ieșim și noi afară să ne facem plimbarea de seară împreună cu Mini, că l-avem cu rolele, am dus și gunoiul. Dar vreau să vă spun că este un frig. Nu mă așteptam să fie atât de rece. Deci este foarte, foarte rece. Îmi pare rău că nu mi-au luat pe mine un paltonaș, o gecuță, ceva. Doar am bluze cu mânecă lungă, pantaloni lungi, dar îmi este foarte, foarte frig. Ce e acolo? Un norocel? Unde s-a dus? A zburat sus? Și îl așteptăm și pe tati, că imediat trebuie să ajungă și el acasă. Norocel se cheamă. Imediat ajunge și el. Astăzi cu tine, de ce? Astăzi este joi și la 9:30 începe emisiunea Săriți de pe Fix pe ProTV. Mi-ar plăcut să înceapă undeva pe la 8:30, dar e ok și la 9:30, doar că na, e în cursul săptămânii, măcar de era vinerea, ar fi fost altfel. Da, așa se dă jos. Ai mers prin frunze, de ce nu-mi cere ajutorul, Marc? Eu înțeleg că vrei să-mi arăți că ești puternic. Dacă nu ai grijă, ai să cazi în nas, să știi. Te rog să fii mai atent, mama. Ai grijă. Astăzi parcă mergi tare haotic. Și ai căzut de nu știu câte ori până acum. Uite că... Păi da, că mă trage și pe mine în stradă. Mini, ce-ai văzut pisica? Ai văzut pisica tu? Deci, această plimbare era perfectă dacă eram îmbrăcată mai bine, mai ales că de la picioare mă ia cel mai tare frigul. Mă mir de ce mi-e frică dacă eu nu am măcar șosete. Am ajuns și pe la Penny, bineînțeles că altfel nu se putea, am fost să cumpărăm pișcoturi. Cu această ocazie am mai cumpărat și 2 bidoane de Coca-Cola și lângă aceste pișcoturi era prăjitura casei de la Alca cu cacao și vișine și mai avea cu cacao și fulgi de ciocolată. Eram indecisă, nu știam pe care să o iau. Având în vedere că am și tiramisu în casă, am zis hai să mă rezum doar la una singură și am ales-o pe aceasta cu cacao și vișine. Aici le-a adus tati niște biscuiți și niște napolitane din Italia. Și acum mă pun să gătesc ceva. Deja este 8:20, gătesc ceva așa, nu știu, ușor, cel puțin așa mă gândeam să fac ceva, niște paste. În curând o să trebuiască să ne băgăm în pat și eu abia aștept să mă uit la emisiunea Săriți de pe Fix, sau cum e emisiunea? Săriți de pe Fix! Săriți de pe Fix! Se poftă foarte, foarte tare de ciuperci. Deci eu am o cutie de ciuperci pe care le-am cumpărat acum... o săptămână, se face săptămâna, nici nu mai știu când le-am luat sâmbătă sau duminică. Sau luni, în fine, oricum, în curând se împlinește o săptămână de când le-am cumpărat. Mi este poftă foarte, foarte tare. Nu știu cum de s-a nimerit, că în timpul zilei, la amiază, nu am umblat pe la frigiderul ăla mic deloc. Și nu știu cum se face seara, mă învârt pe acolo și pun mâna și seara când ajung la frigider văd acea cutie de ciuperci. Culmea că la amiază nu văd cutia de ciuperci, că în majoritatea timpului umplu la frigiderul ăsta mare și mă uit de acolo ce să iau, să pun, să pregătesc și să gătesc. Așa că mie mi-e poftă foarte tare de ciuperci, doar că este cam târziu și mă gândeam să-mi fac niște ciuperci sote și cu niște orez lângă sau, nu știu, și să pun și niște susam pe deasupra. O bunătate. Mai este poftă să mănânc o tocăniță de ciuperci cu bulion și cu foarte mult pătrunjel verde sau ciulama de ciuperci cu smântână și cu mămăliguță. Deci eu mor. Deci mor acum, am plouă în gură. Problema e că nu am nici pătrunjel verde, chiar dacă aș vrea să fac tocăniță de ciuperci. În rest am ceapă, am bulion, am tot ce trebuie, pătrunjel verde nu am și ăla dă o aromă foarte bună. Fac ciulama de ciuperci, aș avea și ceva smântână, am și niște iaurt grecesc. Smântână nu am foarte mult, aș fi făcut așa o combinație de iaurt grecesc cu smântâna pe care o am și aș fi făcut. Doar că și la ăla mi-ar plăcut să am pătrunjel verde și mai ales că e seară, mă, e seară și parcă nu se potrivește, adică mi-e teamă să nu fie rău. Pentru că eu am problema asta, când mănânc ciuperci, mănânc cu poftă. Fie că le fac la cuptor, fie că le fac pe grătar, umplute cu brânză, fără ciulama sau ce o fi,
când mănânc ciuperci mi se face rău. Dacă mănânc pizza și are ciuperci pe deasupra, nu am o problemă. Sau dacă mănânc așa, nu știu, o pilaf cu ciuperci, chiar la fel, nu este o problemă. Dar dacă mănânc cum ar veni ciupercile, nu știu, tocăniță de ciuperci, tocăniță de ghebe, ciulama de ciuperci și așa mai departe, atunci mi se face rău și chiar nu... Ce faci tu? Până la urmă am pus niște paste la fiert și stăteam și mă gândeam cu ce să le fac. Mă gândeam să le fac cu broccoli și cu smântână, cu sos roșu, cu pesto, cu ton, habar nu am. Nu știu ce se întâmplă cu mine, acum parcă mi-e poftă să mănânc din toate și nu știu ce să aleg. Ei au lăsat la alegerea mea cu ce vreau eu, cu aia să le fac, așa că nu știu. Sincer, nu știu. Abia aștept să mănânc și din prăjitura aceasta și acum trebuie să aleg. Ori mănânc prăjitură din asta, ori mănânc tiramisu. Dar parcă mai tare aș mânca tiramisu și aș mânca o felie de prăjitură, de chec, ce-o fi ăsta, mâine de dimineață la cafeluță. Sau dacă mă enervez, mănânc și din ăsta și tiramisu. Până la urmă am făcut paste cu pesto și cu parmezan. Iar aici avem paste pe care le voi face cu brânză pentru Selena. Am pus niște unt să se topească, punem și brânza sărată și gata. Imediat sunt gata și pastele Selenei. Și nouă ne plac pastele astea cu brânză, doar că încerc să evit seara să mănânc brânză sărată. Provoacă sete maximă și Selena va avea probleme la noapte, cred că o să bea apă în continuu, pentru că e foarte sărată brânza asta, dar în combinația asta cu paste și cu unt e demențială brânza. Și să o pui în plăcintă sau să faci o mămăliguță cu brânză și smântână. Așa că, dragilor, eu o să închei acest filmuleț, noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!